Miliția privată a Kremlinului, prezentă în Ucraina, a fost întărită cu încă 400 de mercenari. Misiunea lor ar fi să-l elimine pe președintele Ucrainei, dar și pe alții 23 de oficiali. Peste 400 de wagnerieni au primit o misiune specială, aceștia având ordin să-l asasineze pe președintele Zelenski și pe membrii guvernului pentru a facilita preluarea puterii de către Rusia. Informațiile despre planul lor au ajuns sâmbătă dimineața la guvernul ucrainian și în câteva ore Kievul a anunțat un lockdown dur de 36 de ore pentru a curăța orașul de sabotorii ruși. Autoritățile orașului au avertizat pe civili că oricine iese în stradă în timpul interceptării va fi tratat ca agenții de la Kremlin și poate fi eliminat. Potrivit publicației Times, wagnerienii așteaptă undă verde de la Kremlin pentru a ataca, iar lista lor de împușcături cuprinde primul ministru, întregul cabinet, primarul Kievului, care au devenit figuri emblematice. Wagnerienii îl urmăresc pe Zelenski și colegii săi pe telefoanele lor mobile și se presupune că știu întotdeauna unde se află. O altă sursă susține că asasinilor li s-a ordonat să încetinească, în timp ce Putin a purtat discuții de pace cu Zelenski în această săptămână. Alte surse au declarat pentru publicația Times că între 2.000 și 4.000 de mercenari au sosit în Ucraina încă din ianuarie pentru a executa diverse activități paramilitare. O mare parte dintre mercenari au fost trimiși în regiunile Donetsk și Lugansk, deținute de separatiști, iar 400 de oameni instruiți să-l elimine pe Zelenski, pornind dinspre Belarus.